Bună dimineața! Ce avem în plus aici? Cafeaua este în plus, dar o voi bea, bineînțeles. Mă refer la faptul că am doar ingrediente pentru mâncare. Așa, o am pus-o deoparte. Și ce vreau să fac astăzi? Ați văzut în cumpărăturile de ieri că vreau să fac supă. Așa că avem aici cărnița pentru supă, chiar dacă astea le vom frige, prima dată le vom fierbe un pic, am piepturi de pui, am aici niște oase, tot de casă, tot din congelatorul nostru și o să pun și pe acele oase la fiert. Am o carne tocată, asta a fost cumpărată, dar dacă mai trebuie de aici o să mai pun și din ce ne-am cumpărat noi din Real. Carnea tocată va fi pentru sarmale, unde voi pune și un pic de mărar, iar pentru supă am așa cărnițele de acolo și voi fierbe împreună cu morcovii curățați, bineînțeles, și cam atât, cu ceapă. Mi-am pus de aici ceapa și cred că voi pune și un pic de usturoi care este primit de la Lenuța, usturoi de casă. Pentru salata Beof voi face așa, de fapt am ingredientele, mazăre, castraveți murați, gogoșari, voi face maioneză, muștar, ulei, un ou, o să mai fac și 5 ouă umplute, merg în Kaufland să cumpăr acum sau Lidl pate și mărar pentru că n-am pentru supă și cred că mai am nevoie de ceva, deci pate, mărar și varză murată pentru orez, pentru sarmale, unde am și orezul, dar și sucul de roșii, pentru că eu pun suc de roșii. Iar pentru friptură m-am gândit, dar poate o voi face mâine, m-am gândit să facem ori cu piure și mai avem cartofi, oricum aceștia sunt pentru salata Beof, s-ar putea să nu-i folosesc pe tot, dar încă mai avem, ori voi face mămăliguță. Asta rămâne de văzut, cum mă gândesc eu spre finalul făcutului mâncării. Momentan o să mă pun să fac supa și să fierb morcovii împreună cu cărnița, timp în care vor fierbe și cartofii pentru salata Beof, dar și ouăle. Astea o să dureze mai puțin, bineînțeles, pentru ouăle umplute. În timpul ăsta, probabil mă voi duce și prin Kaufland să cumpăr cele necesare pentru că îmi lipsesc câteva ingrediente. For everyone to enjoy, standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend, I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight, I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. După cum ați observat deja, stai să închid un pic fota. Am început să tai mărunt castraveții, o să tai gogoșarii, o să scot și mazărea de acolo și după ce se termină cartofii o să-i las să se răcească și o să fac maioneza ca să fac salata Beof, o să pun în frigider, nu-i problemă, să mă mai scap, să am un pic de loc pe aici pentru că e plin. Am zis zilele trecute, nu fac mâncare pentru că o să fim plecați și nu știu cum se întâmplă, așa se întâmplă de fiecare dată, sunt
pardon, sunt în momentul în care mă apuc să fac, le fac pe toate din nou, pentru că asta este de fapt sărbătoarea. Nu prea avem cum să ne dezobișnuim de făcut mâncare, dar măcar o să încerc să fac astfel încât să și împart, să dau și la ei mei salată beef, ca să nu mi se strice nouă, pentru că o să fac multă. Dar eu mă bucur totuși că mi-am luat timpul necesar și o să facem și pe asta. Am pus și ouăle la fiert, ouăle o să se facă repede, dar trebuie să mă duc în Kaufland peste vreo jumătate de oră, așa că până una alta îmi tai legumele necesare pentru salată, cam atât. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas, and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Ceapa asta o arunc, să știți că nu o folosesc, am folosit-o doar pentru aromă. O să las să se răcească morcovii. Carnea este și ea fiartă, dar am dat-o la minim ca să rămână un pic pe foc. Și să știți că ouăle, eu am uitat să le dau drumul să fiarbă, de-abia acum le-am dat și acum fierb, le mai țin un pic. Deci, na, acum merg 4 ochiuri, dar mai înainte erau doar 3 pentru că nu mergeau ouăle. Aproape că termin cu supa și cu salata beef și o să trecem la ou umplute și, nu supică, sarmale. Vai, sarmalele o să le fac la final. Să știți că nu funcționează cuptorul, așa că o să le fac pe aragaz, undeva pe ochiul ăla, pentru că este bun, dar nu mai am loc acum ca să pun la fier, de aia rămânem așa cu orezul la scurs, pentru că l-am spălat foarte bine. Eu orezul o să-l călesc, o să vedeți imediat. Opa, pentru sarmale. Aici morcovii ăștia tăiați rondele, o să-i păstrez pentru supă ca să-i dau o culoare așa și portocalie. Oricum supa o să aibă o culoare super bună, adică un galben din ăla super aprins. Și morcovii, dacă mai ai nevoie să-i mai tai un pic, mă uit și o să-i păstrez pentru salata beef. Upon
Am fugit repede până la Prozar și Lidl, foarte repede am reușit să scap, pentru că în Lidl m-am dus la casele rapide și am reușit repede să ies. Am cumpărat o pungă de geleuri, nu sunt pentru noi, și tot din Lidl am luat acest pateu pentru umplutură de la ouă. Așa, din Prozar am luat niște ouă din acestea micuțe, foarte scump kilogramul. Aproape 10 lei, dar am luat vreo 200 de grame pentru ca să mărunțesc și să pun să fiarbă cu sarmalele. Am luat o legătură de pătrunjel pentru că vreau să pun acum la supă, că s-a terminat supă. Și am găsit ce aveam nevoie. Varză murată, căpățână. Am un kilogram, este, să zic, cam mare, dar o să văd cât folosesc, pentru că s-ar putea să folosesc pe toată sau nu. Depinde de, cât, de câte sarmăluțe mi-ajung. O să vedem. Așa, nu v-am mai zis ce am făcut între timp. Am mai pus câțiva cartofi la fiert pentru că nu cred că mi-ajung aceialalți. Și supa este gata, dar o să-i mai dau din nou drumul ca să prind un pic și gustul de pătrunjel. Oh, how I wish for the Christmases of Mi-am pregătit aici umplutura de sarmale, am pus așa carne tocată, aproape un kilogram, jumătate de legătură de mărar, de pătrunjel, jumătate sare, piper, boia, după cum se vede, și am pus și puțin busuioc, dar foarte puțin. Am 5 roșii pe care vreau să le opăresc și foi de dafin pe care o să le pun printre sarmale în timp ce vor fierbe. Asta este umplutura, dar mai am orezul pe care o să îl călesc, ceapă, usturoi și călesc împreună cu suc de roșii. Am început să fac sarmalele, o să le fac un pic mai mari de data asta și cred că o să-mi rămână umplutură și o să păstrez pentru revelion, pentru că am impresia că o să rămână, nu am atât de multă varză ca să folosesc.
Dar e foarte bine că eu de Revelion nu mai trebuie să fac umplutura dacă cumva rămâne, deși s-ar putea să rămână atât de puțin încât să trebuiască să mai adaug, să mai vin și să mai fac. Dar vom vedea. Supa este gata, e și foarte, foarte bună și mai am de făcut doar maioneza pentru salata bio și mâine vom face și friptura. Ultima sărmăluță și credeți-mă, mi-a rămas jumătate de umplutură și o voi pune într-o pungă și o să pun la congelator. Să știți că eu mă bucur pentru faptul că mi-a rămas, pentru că deja le am pregătite. Pentru Revelion o să fac, o să cumpăr doar varză și opa. Și asta va fi o parte din mâncarea de la Revelion. Bineînțeles, voi mai face și alte lucruri. Asta o să o pregătesc mâine, poi mâine. Momentan las așa pentru că nu mai am timp să mă ocup. Și acum vreau să pun, să fiarbă sarmalele, dar o să pun și un pic de suc de roșii, în rest apă, puțin, așa, cât să dea gust. Așa. Și le apucăm de maioneză, pentru că mai am un picuț și termin. Mai am chiar foarte puțin. Friptura și piureul lăsăm pe mâine sau duminică dimineața de Crăciun. Am aici jumătate de cantitate de maioneză, dar mai vreau să mai fac pentru că am foarte multă salată și îmi place să fie foarte, foarte bine închegată cu maioneză ca să fie gustul bun. O să pun după aia la frigider și până mâine n-ar trebui să ne atingem de ea ca să fie cât mai bună, bineînțeles, rece de la frigider. Dar mai am de făcut jumătate de cantitate și o să schimbă castronașul pentru că parcă nu mai crește și atunci n-aș vrea să o stric. Este ora 7 și mai las cam o oră, două de fiert sarmalele. Acolo sunt sarmalele, aici am pui, am acolo spate de pui și pulpe, vreo 4, da, o să le facem, o să le trecem așa puțin pe grill pentru că ies foarte, foarte, foarte bune. Aici am supa, dar mai am o porție în oală pentru ca să mănânce soțul meu. Aici este, o să pun deoparte și mi-a ieșit foarte multă salată bœuf, dar nu este nicio problemă pentru că le-am împărțit deja. Ce nu o să punem la nimeni, de exemplu, să trimitem, sunt ouăle umplute pentru că am făcut doar 5 ouă, adică 10 jumătăți. Astea pentru mine mai mult îmi place mie, cred, decât soțului și eu zic că mi-e suficient așa 2-3 zile. O să începem să mâncăm salata bœuf, cred că de mâine. Supica de astăzi v-a spus că mai avem aici în stânga și astea sunt toate. Sarmalele nu vi le pot arăta pentru că sunt aici la fiert, încă fierb, dar doar acum ce au dat în clocot, așa că le mai las destul, destul de mult. O să fac o poză aici cu bunătățile astea, o să le pun în frigider apoi, iar noi ne auzim poate că pe mâine sau poimine, vedem cum o să reușesc. Eu zic că astăzi a fost foarte ok, că v-am arătat pregătirile, cum le-am făcut. Poate v-am dat o idee, poate v-am dat o idee de cum să faceți mai simplu rețetele, să nu vă complicați. Aceasta va fi mâncarea. Prăjituri probabil că vom comanda, dar nu voi mai face pentru că vreau să
să ne și odihnim, nu doar să stăm în bucătărie. Asta a fost, acesta a fost clipul de astăzi. Nu m-ați văzut cu fața, dar asta cred că nu are o importanță neapărat, pentru că am vrut să arăt pregătirile mai degrabă decât să stăm să pălăvrăgim cu fața. Da, o să mai am un pic de făcut curățenie aici și ziua, uite că a trecut, nu o să ne uităm la un film. Până una alta, eu vă doresc spor și pregătiri plăcute și spornice, aș putea spune. Pregătirile să le faceți în stilul vostru, nu neapărat așa cum am făcut eu, dar eu zic că o idee tot puteți să luați de la mine. V-am pupat, v-am îmbrățișat cu mare drag, sper că v-a plăcut acest videoclip doar de pregătiri și dacă da, nu uitați să lăsați like și să ne auzim la următorul videoclip, să vă abonați ca să fiți notificați când voi posta. V-am pupat și îmbrățișat cu mare, 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 mare drag. Pa, pa!